Gheorghe spune felul următor. Este judecat atunci când spun că creștinii ortodoxi sunt necatehizați și nu cunosc învățătura sată de Domnul nostru Isus Hristos? Nu vor să o cunoască, nu că nu o cunosc. Ea este la dispoziția tuturor. Exact asta vă spuneam și în timpul discursului. Avem teologia noastră, avem ortodoxia noastră, avem Evanghelia noastră, avem Biblia noastră, avem interpretarea noastră, dar nu cea patristică care se cere absolut în lumina Sfintelor Scripturi. Cercetați scripturile dacă vreți să, vreți să aveți viață veșnică. Când el găsiți viața veșnică și vă rătăciți, tocmai pentru că nu știți scripturile. De ani trezim cu curentii, învățături, rătăciri, derapaje și tot felul de povești.